Salutare YouTube și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vom face încă un mid skin fade. După cum vedeți, îl voi da bine bine sus, după ce am negociat cât să luăm, vom trece la treabă. Și voi folosi metoda de sweep și mă voi duce în point cut până în spate. Și în partea laterală a topului mă voi duce un picuț pe rotund, pentru că nu vreau să las o greutate foarte, foarte mare pe laterale, da? În zona din spate voi folosi din nou tehnica de graduare, vreau să mă asigur că totul se așează foarte frumos și elimin greutatea care nu este necesară. După ce am uscat părul bine, 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 voi veni de această dată cu un scissor over comb pentru că vreau să mă asigur că se așează sau îmi pregătesc mai bine terenul pentru mașina de tuns și când voi veni cu mașina voi avea o trecere directă și fină și nu voi mai avea bătăi de cap, da? Da, și am să vin cu grătarul de numărul 3, pe drept, până sus, da? Nu vrem greutate, nu vrem borduri, da? Deci nu toate tunsurile sunt la fel, adică nu este necesar să lăsați borduri de fiecare dată sau la fiecare tunsoare, este după preferințele clientului, ok? După ce am terminat cu grătarul de numărul 3, vom veni cu cel de numărul 2 și vom lucra sub ceea ce am lucrat mai devreme, da? După va fi urmat de grătarul de 1,5, iarăși închis deschis sub ceea ce am lucrat mai devreme. Iar acum voi veni cu grătarul numărul 1, levier deschis, da? Deci până acum am folosit o tehnică descendentă de fade, ok? Am coborât de la 3, 2, 1 jumate și grătar de 1, da? Și levier deschis. Prima linie de ghidaj cu clipperul întors, verific cu clientul după aceea dacă este îndeajuns de înalt fade-ul, dacă nu mai urcăm un pic. Dacă confirmați totul este în regulă, merge pe aia departe, vom curăța cu trimmerul, apoi venim cu shaverul. După venim fără niciun grătar, levier deschis și mai creăm o linie de ghidaj. După ce am creat această linie, vreau să trecem la pierderea ei imediat pentru a nu ne încurca din cauza părului, pentru că este un păr blond și nu vreau să ne încurcăm în ghidaje, așa că o vom pierde imediat 0.25, 0.15, 0.35 până această linie dispare. Dacă nu dispare această linie, de jos vom folosi și trimmerul, ok? Acum ne-a mai rămas o singură linie de ghidaj, cea de la dintre 0.5 și de 1.5. Vom folosi încă o dată grătarul de 1, levier deschis, apoi îl vom închide și apoi vom trece la grătar de 0.5 sau la lame taper fără niciun grătar.
voi folosi puțin farfecat de flat în câteva zone cu o densitate mult mai mare și cu denivelări ale capului pentru a elimina din densitate și a aduce la aceeași culoare fade-ul. După este urmat de farfecă peste pieptăn, câteva detalii, poate și un mic point cut în acele zone cu densitate mai mare și cam atât. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați butonul de like. Dacă v-a fost de folos acest videoclip, eu am ieșit, ciao!